Salut, eu sunt Robert, iar tu te uiți la canalul de YouTube RoVape. Dacă te uiți la acest clip, înseamnă că te gândești să-ți cumperi sau ți-ai cumpărat deja noul Joytech Exceed. Hai să mergem să vedem ce se află în cutie, după care mă întorc să-ți arăt cum să-ți folosești noua ta țigară electronică. Aceasta este cutia în care vei primi noua ta țigară electronică. Haideți să vedem ce se află înăuntru. Țigara electronică Joytech Exceed, un cablu de încărcare micro USB, o rezistență aurie de 0,5 ohm pentru direct long inhale, o punguță cu garnituri de rezervă și o sticlă de schimb. Cei de la Joytech au mai pus în cutie și un aptipild cu Joytech Exceed, iar ultimul este manualul de instrucțiuni. Deși vă uitați la acest clip, nu uitați înainte de prima utilizare să răsfoiți acest manual. Primul pas este să scoatem țigara electronică din ambalajul în care a fost livrat. Acesta este un kit, așa că atomizorul se detașează de baterie. Vreau să încep prin a vă spune că acest atomizor vine cu o rezistență integrată, argintie, și cu una separată, aurie. Există o diferență dintre cele două, cea argintie fiind de 1,2 ohm, iar cea aurie de 0,5 ohm. Muștucul acestui atomizor este aceeași bucată ca și capacul de sus, care se deșurubează. Pentru a schimba rezistența, va trebui să deșurubăm partea de sus, să scoatem sticla, după care vom avea acces pentru a o scoate și respectiv pentru a o schimba în viitor. Bateria din acest kit este una foarte micuță, la numai 19 mm diametru. Vine cu un buton cauciucat în partea din față și cu o mufă de încărcare micro USB în partea din spate. În partea de sus putem vedea mufa de încărcare de tip 510, ce este protejată de un capac de plastic transparent, ce a fost montat așa pentru ca LED-ul ce arată pornirea dispozitivului să fie vizibil. Acest kit de țigară electronică are două moduri de utilizare. Pentru primul va trebui să apăsăm de 5 ori pe butonul de fire. După cum puteți vedea, LED-ul a clipit de 3 ori alb, după care a rămas alb. Acesta indică modul de folosire în varianta regulată, ceea ce înseamnă că țigara noastră electronică va avea un output de 3,7 V constant. Pentru a opri această țigară electronică, va trebui să apăsăm din nou de 5 ori pe butonul de fire. Pentru a accesa al doilea mod de putere, va trebui să ținem apăsat pe butonul de fire. După cum puteți vedea, acesta s-a aprins portocaliu. În acest mod, bateria va elibera tot curentul disponibil pentru a da un voltaj mai ridicat la început și va scădea pe durata utilizării acestei țigări electronice. Primul pas în utilizarea acestui atomizor este să înșurubăm rezistența în bază, după care vom picura puțin lichid în interiorul acesteia. Instalăm sticla cu garnitura în sus. Înșurubăm capacul de sus în rezistență. După care umplem atomizorul nostru cu lichid. La prima utilizare vă recomand să-l umpleți doar până la jumătate. Tot ce a mai rămas să facem este să înșurubăm capacul de sus. Odată ce am completat setup-ul acestui atomizor, haideți să îl montăm pe baterie, asigurându-ne că aceasta este oprită. Așa arată noua ta țigară electronică Joytech Exceed. Înainte de a o porni să-ți arăt cum funcționează, vreau să vorbim puțin despre reglajul de aer. După cum puteți vedea, inelul din partea de jos se rotește, arătându-ne două variante de aer. Prima dintre ele este aerul deschis la maxim, unde vei obține cea mai mare cantitate de aburi. Această variantă o recomand împreună cu rezistența aurie. Pentru a simula utilizarea unei țigarete normale, îți recomand să învârți inelul până se văd doar aceste 3 găuri mici și să folosești varianta argintie de rezistență. Haideți să o pornim și să mergem sus! Acum că ai văzut ce se află în cutia țigării tale electronice, vreau să-ți dau două sfaturi. Este foarte important să știi ce rezistență îți cumperi. Îți place cea de 1,2 ohm sau mai puțin aer, sau vrei să o folosești pe cea de 0,5 ohm și să scoți mai mult abur? Cel de-al doilea sfat este să ai grijă cum deșurubezi capacul de sus, să fii sigur că nu îl deșurubezi împreună cu rezistența. Aceasta va duce la curgeri pe partea de aer. Eu am setat această țigaretă electronică exact așa cum vine în pachet, cu rezistența de 1,2 ohm, am închis aerul, să vedem cum dă. Imită foarte bine o țigaretă normală și cu cât închizi aerul, cu atât se apropie mai mult.
Acest kit costă 160 de lei la vore.ro, cărora țin să le mulțumesc că mi-a oferit această țigară electronică să îți arăt cum se folosește. Acesta a fost clipul în care ți-am arătat tot ce trebuie să știi despre noua ta țigară electronică. Dacă ai întrebări, pune-le în comentarii. Eu am fost Robert și până data viitoare îți doresc o zi cât mai frumoasă.